Bine v-am găsit la ziua live, sunt Mihai Moga și invitatul meu de astăzi este doamna Maria Forna, consilier județean PNL. Bine v-am găsit, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Discutăm astăzi despre situația generală din țară. Avem proteste ale fermierilor, avem proteste ale medicilor, avem și un început de an în care fiecare instituție își stabilește bugetul de care depind ulterior investițiile pe care dumneavoastră politicienii le promiteți și care trebuie să se și întâmple ar fi bine să se și întâmple. Aș începe cu un subiect de la Consiliul Județean. Astăzi, președintele Alin Tise a deschis prima ședință de tranzacționare de la Bursa de Valori București din acest an. A fost invitat acolo pentru că am intrat la au debutat la Bursa de Valori București obligațiunile emise anul trecut de Consiliul Județean Cluj în valoare de 76 de milioane de euro, supra-subscrise, 160%. Interesul a fost destul de mare din partea instituțiilor, nu doar bancare, înțeleg, ci și a fondurilor de pensii și fondurilor de investiții. Ce, ce înseamnă asta pentru, pentru clujeni? Haideți să vedem uh, cum se reflectă în viața noastră de zi cu zi această lansare de obligațiuni. În primul rând, înseamnă fonduri suplimentare pentru proiectele pe care domnul președinte Alintișe, împreună cu aparatul de specialitate și împreună cu consilierii județeni, le avem în plan pentru anul acesta, dar și pentru uh, perioada următoare. Uh, cele 76 de milioane de euro vor fi folosite pentru a dezvolta o serie de uh, proiecte, cum ar fi inclusiv din, din zona de învățământ din zona spitalicească, să uităm că avem șase spitale în subordinea Consiliului Județean Cluj, care permanent au nevoie de dotare, de efic eficientizare a, a clădirilor de uh, nu știu, lucrări de extindere, dar bineînțeles și de acoperire a uh, cheltuirilor de funcționare activității de zi cu zi a unităților spitalicești. De asemenea, aceste fonduri vor fi folosite și pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. La acest moment, peste 90% din. Drumurile județene, avem o rețea de peste 1300 de kilometri de, de, de drumuri județene la nivelul județului Cluj, iar dintre acestea, peste 90% sunt deja modernizate, reabilitate, sunt într-un stadiu foarte, foarte bun de a fi folosite, iar diferența o reprezintă drumuri care necesită intervenții de. Mă rog, modernizare, reabilitare și așa mai departe, iar aceste fonduri, așa cum am spus, uh, vor fi direcționate și către uh, zona de transport uh, pentru modernizarea infrastructurii rutiere a județului Cluj. Este un eveniment cu... extrem de important, ceea ce s-a întâmplat astăzi, am urmărit și eu evenimentul, în Ceremonia format a... online. Bell, se numește, da. Da, aș dori să felicit și eu cu această ocazie, să-l felicit și pe domnul președinte Alin Tise, Consiliul Județean, pentru uh, acest pas important. Chiar cineva, uh, un analist uh, financiar, sublinia faptul că de 13 ani o instituție publică nu a mai uh, emis. Uh, Emisiuni de obligațiuni, așa cum s-a întâmplat astăzi cu Consiliul Județean. Prin, prin acest eveniment, practic, se încurajează și alte unități administrative teritoriale să aibă curaj și să emită astfel de, de obligațiuni la Bursa de Valori București. Este, tot așa cum sublinia o doamnă reprezentant de la Banca Transilvania, Faptul că Clujul, iată, și în acest domeniu, este un exemplu la nivel național, prin, să spun, parteneriatul pe care l-a făcut. Consiliul Județean Cluj și instituțiile bancare și nu numai, tot, tot ceea ce înseamnă uh, spațiul acesta financiar o bancar. Plasamentul privat uh, care a precedat lansarea la bursa a, a obligațiunilor uh, a fost, uh, a fost coordonat de uh, un de format din BT Capital Partners, parte din grupul financiar BT, Alpha Bank și Raiffeisen Bank. Uh, mai fac eu o completare tot în document oficiale, o parte din bani vor fi folosiți și pentru refinanțarea datoriei publice, asta înseamnă credite mai vechi, luate de instituție sau de probabil de, de alte instituții din subordinea Consiliului Județean, care pot fi refinanțate în condiții mai, mai bune. Ce aș, ce aș dori să subliniez, așa cum a subliniat și domnul președinte Alintiș în cadrul evenimentului, este că acești bani vor merge că spre dezvoltare. Deci, în niciun caz, nu vor fi folosiți pentru funcționarea efectivă a Consiliului Județean sau a aparatului a entităților din subordinea Consiliului Județean, ci banii vor fi direcționați efectiv spre dezvoltare. De asemenea, toată această procedură de anunț și efectiv emitere de obligațiuni a durat un timp foarte scurt. Din câte am înțeles, anunțul a fost făcut undeva la mijlocul lunii octombrie. Iată că suntem la mijlocul lunii ianuarie și deja procedura este destul de, destul de avansată. E un lucru bun ceea ce se întâmplă și uh, iată că uh, Județul Cluj este un model în acest sens la nivel național. Acești bani proveniți din uh, emisiunea de obligațiuni se vor arătura uh, altor surse în bugetul pe 2024 pentru investiții, dar uh, și pentru uh, funcționare. Uh, și apropo de, de asta, bugetul e deja în dezbatere uh, publică, e, uh, e public, postat pe site-ul Consiliului Județean. Uh, vreau să vorbim un pic despre buget. În primul rând, uh, sau ce ne interesează direct uh, pe noi, este uh, bugetul de investiții pe 2024 aveți uh, informații mai multe decât, uh, decât noi. Cum, uh, cum arată acest buget de investiții? Într-adevăr, bugetul general al Consiliului Județean Cluj a fost uh, postat pe uh, platforma, pe site-ul instituției. Uh, va sta în dezbatere publică până în data de 26 ianuarie, urmând ca în uh, februarie, uh, cred că în prima parte a lunii februarie vom avea o ședință de Consiliul Județean în cadrul căreia vom dezbate și vota uh, bugetul general al Consiliului. Uh, bugetul pe acest an se ridică la cuantumul de uh, 1 miliard 500 5323 523, 523 de de milioane. Uh, comparativ cu anul trecut, anul trecut am avut 1 miliard 442 de de milioane de lei. Iată că anul Aproximativ 80 60. cam 70-80 de milioane de lei în plus față de anul anterior. Din acest buget avem bugetul Local, care se ridică la 485 de milioane de lei, din care avem 359 de milioane de lei fonduri pentru dezvoltare, iar diferența de 486 6, este reprezentată de. Funcționare. Funcționare. Asta înseamnă salarii, asta înseamnă cheltuieli curente pentru Consiliu, pentru. Consiliu și să nu uităm că în subordinea Consiliului Județean noi avem foarte multe alte entități și aici pot să amintesc câteva. În zona Spitalicească, așa cum am spus, avem șase spitale în subordine. Apoi mai avem în zona de cultură. Avem Filarmonica de Stat Transilvania, Teatrul Puc, o serie de reviste, revista tri Buna, încă o revistă de limbă maghiară. De asemenea avem Direcția Generală de Asistență Socială din toată această anvelopă de funcționare, vreau să subliniez faptul că 189 de milioane de lei vor merge doar către DGASPC. DGASPC, care la rândul ei, deci această instituție, are în subordine foarte multe clădiri și uh, un, un personal destul de uh, numeros, de asemenea și beneficiari, pentru că discutăm despre... Uh, Copii, vârstnici și așa mai departe, persoane cu handicap, care de care deja SPC-ul se ocupă și mă rog încearcă să livreze servicii, servicii de calitate. Totodată avem o serie de instituții de învățământ și aici mă refer la toate școlile speciale care se află pe teritoriul Județului Cluj. Doar către învățământ din buget vor merge. 81 de milioane de lei, către spitale va merge suma de 89 de milioane de lei, mai avem uh, uh, pentru infrastructura rutieră uh, vor fi alocate 150 de milioane de lei, revin la DGASPC 189 de milioane de lei, deci iată că sunt uh, uh, mă rog, cheltuieli uh, care sunt uzuale, dar apar, bineînțeles, și uh, anumite proiecte noi sau, uh, nu știu, dezvoltarea uh, drumurilor. Avem, așa cum am spus și la începutul emisiunii, o serie de drumuri care fac parte inclusiv din. Uh, drumul Apusenilor sau din drumul Bistriței și care au și finanțare europeană. Aș vrea să subliniez legat de finanțările europene faptul că o bună parte din bugetul de investiții al Consiliului Județean Cluj, adică aproximativ 320 de milioane de lei, provin din fonduri europene, ceea ce înseamnă că fondurile europene. Dezvoltă cu adevărat și în mod real viața cetățenilor Județului Cluj și pe de a, pe, cu această ocazie aș dori să felicit și aparatul de specialitate al Consiliului Județean pentru că, uh, iată, această absorpție uh, foarte eficientă a fondurilor europene plasează Județul Cluj ca primul județ și primul Consiliul Județean. Uh, din România la absorpția de fonduri europene. Avem peste un miliard de euro fonduri europene absorbite încă de la uh, integrarea României și până în prezent, dintre care 404 milioane de euro uh, fonduri europene aparțin companiei de apă someș, Companie de apă care, în acest moment, dezvoltă tot ceea ce înseamnă infrastructura de canalizare și extinderea rețelei de apă în județul Cluj și județul Sălaj. Este, vreau să vă întreb, bineînțeles, sunt câteva proiecte multianuale finanțate mereu de la buget în fiecare an. Ce proiecte noi sunt curios dacă proiecte care debutează în acest an și care vor primi finanțare. Proiecte noi nu avem proiecte care se înceapă în acest an, dar avem proiecte noi care au fost debutate în acest mandat. Și aici mă refer la Spitalul Pediatric Monobloc. Acest spital este cuprins în bugetul Consiliului Județean pentru acest an. Vom aloca suma de 27 de milioane de lei. Este o sumă mică, dar este o sumă care ne ajută să putem începe lucrările până când vom vedea și vom putea accesa o sursă de finanțare efectivă pentru Apând edificarea în că acestui pe, PNRR. A PNRR plecat, nu. Uh... în anghel Salini nu se încadrează și atunci mai rămâne programul operațional de sănătate, unde sperăm ca măcar acest spital, dacă nu și. Uh... Centrul integrat de transplant să, să fie cuprinse. Dar dezideratul și dorința domnului președinte este uh, ca Spitalul Pediatric Monobloc să intre cu prioritate în finanțare pe programul operațional Sănătate. Dar până atunci, așa cum am spus, având în vedere că acest spital deja este la faza de licitație publică, deci are toate studiile și există teren, și este la un stadiu destul de avansat. S-a considerat necesar ca acesta să fie cuprins în buget. De asemenea, tot pe partea spitalicească avem și ambulatoriul spitalului de recuperare care va beneficia de suma de 39 de milioane de lei pentru modernizare și dotare. Și tot în zona spitalicească, apropo de fondurile care vor fi alocate, mă bucur foarte mult că este cuprins și spitalul de copii, nu spitalul monobloc, așa cum am spus, spune, este spital și de spitalul urgențe, monobloc, da. dar avem și spitalul de copii care funcționează actualmente în 17 locații de pe raza municipiului Cluj-Napoca iar unitatea de primiri urgențe beneficiază de fonduri în bugetul Consiliului Județean și această unitate va beneficia și ea de renovare și reabilitare. Sunt, apropo de să ne întoarcem puțin la spitalul Monobloc pentru copii, viitorul spital pentru copii, exista promisiuni, atât din, pe vremea când guvernul era condus de PNL, din partea domnului ciucă, și acum există promisiuni. Cred că a trecut un an și jumătate de când le auzim. Mai dați crezare acestor promisiuni în 2024 că se va găsi finanțare. Pentru, pentru aceste proiecte? Cred că dacă administrația publică centrală ar funcționa la intensitatea și la capacitatea la care funcționează administrația publică județiană sau la capacitatea la care funcționează administrația publică din municipiul Cluj-Napoca, și pot să dau exemple inclusiv de la nivelul unor comune din județul Cluj, cred că România ar fi mult mai avansată cu proiectele pe care le are. Până unde e blocajul? blocajul? E instituțional, e personal, vorbim de oameni care de dezinteres cred că este sau e. Ur... Cred că este și un cumul. Pe de o parte, este zona birocratică de care, iată, din păcate, nu putem să scăpăm, chiar dacă suntem la guvernare împreună cu PSD și cred că în perioada aceasta s-ar fi putut face și multe pe zona aceasta de, de birocratizare. Se face, nu spun că nu, mai ales în zona de digitalizare se face, dar cred că cu o voință politică mai mare s-ar fi putut face multe alte lucruri în ceea ce privește uh, uh, să spun colaborarea între uh, în primul rând între instituțiile publice, între Consiliul Județean și Ministerul Sănătății sau între unitățile administrative teritoriale din de pe teritoriul României și uh, zona, zona centrală. Cred că, din acest punct de vedere, s-ar fi putut face mult mai mult. Pe de altă parte, cred că este vorba și de o incompetență uh, de la nivelul Ministerului Sănătății. Uh, deja, cred că am ieșit puțin din sfera. Uh, relei credințe. Cred că discutăm deja despre incompetență să nu ai capacitatea să conștientizezi faptul că uh, proiecte mature care sunt la stadiu avansat uh, și pe care le are Consiliul Județean uh, nu, nu pot fi finanțate de la nivel național sau nu se pot debloca anumite mecanisme prin care aceste. Uh, instituții sau aceste proiecte să, să se concretizeze efectiv. 2024 este un an eminamente electoral și în astfel de perioade, de obicei, administrația centrală pleacă mai mult urechea spre uh, ceea ce se întâmplă în teritoriu, ascultă mai mult uh, input-ul liderilor din teritoriu. E un moment în care se poate forța, poate, uh, introducerea pe agenda națională a proiectelor uh, Clujului. Cred că mă rog la nivelul întregului partid și la nivelul întregii filiale, cred că există această preocupare ca proiectele prioritare ale județului Cluj și a municipiului Cluj-Napoca, pentru că aici discutăm deja și de metrou, de centura metropolitană de foarte, foarte multe alte proiecte care țin de, în principal, de bunăstarea și de creșterea calității vieții cetățenilor. Deci, noi avem în, în agendă uh, toate aceste aspecte și cu fiecare ocazie, indiferent că sunt discuții la guvern sau discuții în cadrul Partidului Național Liberal, în Biroul Politic Național sau în Biroul Executiv, uh, Colegii noștri, atât domnul președinte Daniel Buda, domnul președinte Alintișe, domnul primar Emil Boc, domnul secretar general al guvernului Mircea Brudian, fac tot ceea ce le stă în putință astfel încât să trezească, să spun așa, sau mă rog, să, să aducă în discuție aceste, aceste proiecte și să absoarbă și să atragă finanțare uh, pentru Cluj, pentru că noi nu cerem altceva decât ceea ce ni se cuvine. Deci asta trebuie să se înțeleagă cu toții, faptul că Clujul uh, trebuie și merită să beneficieze de spitale moderne, de infrastructură de transport, de un tren și un metrou, pentru cetățeni. Doar în acest fel putem să ne considerăm cu adevărat dezvoltați și europeni. Credeți că se vor mișca lucrurile la metrou în acest an? Cred că da. Există, să spun, un calendar și, cu siguranță, în baza calendarului respectiv, atât primăria municipiului Cluj-Napoca cât și celelalte instituții și entități implicate vor încerca să respecte termenele, dar în același timp, așa cum am spus, ne lovim și de, de birocrație și de uh, alți factori care poate, mă rog, nu țin neapărat de uh, bunăvoința unor reprezentanți ai autorităților publice locale. E pregătit PNL pentru anul super electoral 2024? Suntem pregătiți. Noi, practic, suntem în campanie electorală din primul moment de după alegeri, din prima zi de după alegeri. Suntem în campanie electorală din 2020. Nu știu că e un lucru și bun. Asta. Este un lucru bun pentru că cartea noastră de vizită, cartea noastră de vizită sunt realizările. Deci, faptul că colucrăm împreună ca și instituții, faptul că realizăm proiecte mai mici sau mai mari, faptul că utilizăm într-un mod inteligent atât bugetul județean, bugetul venit de la nivel național, dar și fondurile europene. Cred că aceste lucruri contează foarte mult în ochii cetățenilor și cred că la fel de mult contează faptul că Viața politică și administrativă a județului nostru este una destul de liniștită, nu suntem măcinați de scandaluri sau de diverse dezbateri sterile, ieșim în față și prezentăm proiectele doar atunci când, într-adevăr, avem ceva de spus și, așa cum îi stă bine arderianului, mai mult muncim și apoi povestim. Se discută foarte mult și urmează probabil și o decizie, pentru că s-a discutat și oficial, în, și în oficial și în oficial în coaliție, comasarea alegerilor. PNL a pus pe masă trei variante care, potrivit calculelor făcute la partid, probabil că ar avantaja PNL. Ar fi varianta localelor organizate simultan cu primul tur al prezidențialelor. La finalul lui septembrie, să spunem, sau alte două variante pentru parlamentare, organizate deodată cu primul sau cu al doilea tur de la prezidențiale, undeva în noiembrie. Fiecare variantă comportă și niște restricții ce țin de Constituție, de legi organice sau de decizii ale curții, curții constituționale mai vechi, care. Care ar fi uh, varianta care v-ar de uh, dumneavoastră? Din punctul meu de vedere, cred că cea mai bună variantă ar fi comasarea alegerilor parlamentare cu primul tur al, 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 al alegerilor prezidențiale. Ceea ce aș vrea să subliniez este că, într-adevăr, există o nevoie de comasare. Uh, formula ideală, normal că nu există, dar, cu siguranță, aceste alegeri, având în vedere că sunt patru tipuri de alegeri și cinci runde de. Uh, vot. vot. Uh, cu siguranță, uh, în primul rând, ar fi uh, aspectul financiar. Chiar am citit o analiză cu privire la cuantumurile care uh, se cheltuie cu fiecare. Democrația costă. Uh, fel de. Vot, de alegeri. Într-adevăr, costă democrația, dar atâta timp cât s-ar putea sau ar putea exista o voință politică, mai ales că avem majoritate împreună cu Partidul Social Democrat în Parlamentul României. Dacă ar fi, nu știu, legislația un impediment de organizarea acestor alegeri, cred că foarte simplu legislația, așa cum a fost croită, poate fi modificată. Respectând, bineînțeles, tot parcursul legislativ. De asemenea, cred că pentru cetățean ar fi o mai mare, nu știu, pricepere a fenomenului de alegeri dacă aceste alegeri ar fi comasate. Repet, nu contează neapărat ordinea, ci faptul că. Poate cetățeanul nu ar fi invitat de 5 ori la vot, ci doar de 3 ori sau de, de, de 4 ori. Legea care reglementează alegerea președintelui spune că uh, scrutinul trebuie organizat în luna. Care precede uh, expirarea uh, mandatului. Uh, mandatul expiră în decembrie la președintele Claus Iohannis, deci, uh, conform legii actuale, uh, noiembrie este luna în care. Uh, așa a fost trebuie întotdeauna. Primele, mă rog, primul tur a fost organizat în luna noiembrie, iar uh, turul 2, având în vedere că există o di distanță de două săptămâni, uh, turul 2 a fost organizat în luna decembrie. Dar, repet, așa cum. Uh, a, a existat voință politică pe alte teme, cred că și pe această temă ar trebui să existe voință politică și cred că atât Partidul Social Democrat cât și Partidul Național Liberal ar fi avantajat în egală măsură, pentru că suntem partidele care au cei mai mulți aleși locali, cei mai mulți primari, cei mai mulți consilieri locali, consilieri județeni, președinți de consilii județene. Deci cred că și, ar fi uh, o eficientizare mult mai mare a procesului ex, acesta democratic. Există și voci, și nu puține, care spun că orice comasare afectează uh, jocul democratic și, uh, până la urmă, dreptul, uh, dreptul oamenilor de a discerne, în primul rând, și de a alege uh, în cunoștință de cauză. Riscăm de obicei să facem un talmeș balmeș între două tipuri de campanii diferite, persoane care până la urmă candidează pentru posturi diferite și au atribuții diferite, președintele are niște atribuții, parlamentul are niște atribuții, nu mai vorbim de, de aleșii locali care au cu totul altă obligații și atribuții, n-ar dăuna jocului democratic orice fel de comasare. Părerea mea că nu ar, nu ar dăuna și vă spun și din propria experiență: am fost pe teren, am fost în campaniile electorale, inclusiv la alegerile parlamentare discutam tot despre ABC-ul administrativ, apă canal discutam tot despre drumurile județene sau locale. Foarte puțini cetățeni, din păcate, sunt, nu știu, preocupați sau corelează cu adevărat faptul că un parlamentar se ocupă strict de activitatea de legiferare. Foarte mulți cetățeni au impresia că un parlamentar trebuie să meargă la București, să bată cu pumnul în masă și să aducă cât mai mulți bani pentru județul pe care și îl ar reprezintă. Să facă asta. Ar trebui să facă și acest lucru, dar... Din punctul meu de vedere, principalul obiect de activitate al unui parlamentar este acela de a legifera, de a îmbunătăți legile, de a avea inițiative legislative, de a... Instrumentul legal prin care un parlamentar poate aduce mai mulți bani în județul său este, este votul, în primul rând, votul pe buget. Votul pe buget, și exact. În și, rând și amendamentele, amendamentele pe, pe câte care... Câte amendamente a făcut pe buget parlamentarii PNL Cluj? Asta trebuie să-i întrebați pe ei. Trebuie să invitați la emisiune și să-i întrebați, dar pot să vă garantez că fiecare parlamentar al Partidului Național Liberal Cluj s-a luptat ca în bugetul actual și, într-adevăr, Clujul a obținut fonduri substanțiale atât pentru metrou, atât pentru centură, pentru anumite spitale dedicate. Am văzut inițiativele colegilor mei, nu pot să vă spun un număr efectiv câte amendamente au depus sau câte amendamente au fost adoptate de la fiecare parlamentar PNL Cluj, dar pot să vă garantez că aceștia se luptă și se bat pentru interesele Crujenilor și pentru a atrage fonduri, așa cum ați subliniat și dumneavoastră, în măsura în care prerogativele le permit să facă acest lucru. Cine este adversarul PNL în alegeri? În alegerile Toate partidele de pe scena politică sunt adversarele Partidului Național Liberal în alegeri. Anul trecut au avut loc mai multe ședințe la nivel național, birou permanent național, birou executiv, unde s-a luat decizia ca Partidul Național Liberal să candideze singur la toate alegerile din acest an. Cu alte cuvinte, toate celelalte partide sunt adversarele Partidului Național Liberal, dar, din punctul meu de vedere, și cred că acesta va fi și trendul sau strategia partidului de a face o campanie pozitivă, de a scoate în evidență ceea ce am realizat noi pe plan local, județean, național, respectiv european, pentru că să nu uităm, primele alegeri vor fi alegerile europarlamentare. Nu, în niciun caz nu vom intra în jocul unor partide sau a unor reprezentanți de a, nu știu, alimenta cu circ, cu dezbinare socială și așa mai departe. Nu. Deci nu o să fim preocupați de asemenea aspecte, ci de a avea un mesaj constructiv bazat pe proiecte și pe ce ne propunem practic să facem în următorii patru ani. V-am întrebat pentru că, cel puțin din sondaje, pare că uh, aur uh, a devenit uh, competitorul principal uh, al PNL, cel puțin pentru uh, locul 2, așa cum se prefigurează uh, în, uh, în sondaje. Uh, mai avem câteva luni până la alegerile europarlamentare, dar uh, poza, să spunem, de moment, uh, cam așa arată: locul 1 PSD, locul 2. PNL sau AUR, depinde în ce sondaj te uiți. Locul, locul 4 este clar al USR-ului, apoi urmează no, surprinzător, să spunem, partidul SOS al senatoarei Diana Șoșoacă. UDMR, care se situează undeva la 5-6% mai mereu, restul partidelor nu fac pragul, după cum arată sondajele, PMP, RPR, Forța Dreptă și așa mai departe, rămâne văzut dacă acea alianță a Dreptei Unite va avea și, va, se va transforma și într-o alianță electorală care să candideze sub acest nume și eventual să, să treacă pragul cum din, din acest lucru pare totuși că Aur este principalul, principalul adversar, PNL a pierdut puțin din acest discurs, să spunem, naționalist pe care l-a preluat Aur. În mare parte existau lideri în PNL care aveau astfel de un astfel de tip de discurs. cum, cum vedeți această confruntare? Într-adevăr, la acest moment, Aur este un partid destul de agresiv și, din păcate, cotat destul de bine în sondajele de opinie. Este un lucru îngrijorător, nu doar la, nivel, la nivelul României, ci este îngrijorător la nivel european. Pentru că vedem că, din păcate, euroscepticismul și extremismul sunt niște fenomene în trend și în vogă. În același timp, nu doar în România vor fi alegeri în acest an, mai sunt, din câte am înțeles, 20 de alte state din Uniunea Europeană, pe lângă Statele Unite ale Americii, care vor avea alegeri în acest an, și din acest motiv toate partidele, să spun așa, clocotesc și. Încearcă să se poziționeze prin diverse acțiuni, să se poziționeze cât mai bine în mentalul colectiv și în imaginea și percepția cetățeanului. Noi suntem la guvernare încă din anul 2020. Un partid aflat la guvernare din principiu se erodează. Fiind la guvernare și alături de PSD, partenerii noștri de, de uh, guvernare uh, a fost necesar câteodată să facem anumite concesii uh, de la programul de guvernare pe care ni l-am stabilit noi uh, inițial, dar cred că până una altă a fost un lucru bun, pentru că iată, putem să spunem că împreună cu PSD, am putut să asigurăm o stabilitate economică, socială a României, mai ales într-un context destul de uh, învolburat uh, la nivel european și nu numai, generat de războiul din Ucraina, de conflictul din Israel și așa mai departe. Uh, ce, mai, ce aș mai dori să subliniez legat de aur este faptul că din punctul meu de vedere uh, acest partid este fantomatic. Adică nu știi, în afară de George Simion, nu uh, poți să identifici alte voci sau alte, nu știu, personalități marcante care nu știu, să iasă și să, spună, să poată să, să spună ceva uh, concret. Și George Simion mi se pare un tip destul de periculos. Și l-am văzut inclusiv în, în această perioadă cum a încercat să. Se lipiască efectiv de, de protestele care au avut loc în zona protestele transportatorilor. Fermi, transportatorilor și, și fermierilor. Dar am văzut în același timp faptul că atât transportatorii cât și fermierii, atunci când reprezentanții s-au apropiat, au încercat să să-i să distanțeze, să-i hulească, să-i blameze, pentru că nu poți să faci politică doar cu telefonul și doar cu social media. Politică trebuie să faci prin, prin fapte, iar din păcate George Simion, nu se poate lăuda cu absolut nimic. Până la fapte, vorbim de procente și vorbim de intenții de vot. Așa, o să vorbim da, așa și este, de, de votul este. efectiv, dar până atunci... Discutăm de intenții de uh, vot. Uh, cine este, pentru că nu putem vorbi de vină, uh, dar cine, cine este responsabil pentru ascensiunea unor partide precum AUR, precum uh, SOS, uh, nu tocmai uh, PSD și PNL? Cred că o bună parte din vină o avem și noi, desigur. Din punctul meu de vedere, ca și simplu telespect telespectator, când mm -hmm. văd la televizor faptul că, nu știu, Diana Șoșoacă sau George Simeon nu respectă, nu știu, o ședință de plen a Camerei Deputaților sau a Senatului sau aduc injurii sau au un mesaj violent sau chiar, nu știu. Uh, au atitudine total neconformă și nepotrivită într-un uh, spațiu cum ar fi Parlamentul României. Uh, mă întreb unde uh, sunt, nu știu, forțele de ordine sau dacă Parlamentul României are un regulament uh, în baza căruia funcționează. Nu este posibil ca de atâta timp să asistăm la faptele pe care aceștia le, le produc și să nu existe niciun fel de sancțiune și niciun fel de uh, nu știu punct de vedere pe care cineva ar putea să-l spună și să-l să facă la adresa celor doi. Cum va intra președintele PNL presupunând că el va fi și candidatul candidatul PNL-ului la prezidențiale de domnul Nicolae Ciucă? Cum va intra în turul 2? Având în vedere că, la ora actuală, are un scor sub, sub cel al partidului, iar partidul se bat undeva între locurile 2 și 3. Până la alegerile prezidențiale, mai avem mă rog, 10 luni la dispoziție, timp în care și noi, ca și partid, trebuie să ne turăm mult mai mult motoarele, trebuie să ieșim puțin din starea de sărbători și, într-adevăr, să intrăm în tot ce înseamnă stare de precampanie, campanie electorală, respectiv alegeri. Așa cum am spus până atunci, mai este puțin timp, mai cernem, să spun așa, activitatea și implicarea membrilor noștri și prin alegerile europarlamentare locale și parlamentare și sperăm ca Partidul național liberal nu doar să intre în turul 2 al alegerilor prezidențiale, dar să și câștige. Poate să, să știze PNL motoarele electorale din postura de membru al coaliției de guvernare? La acest moment, coaliția de guvernare va funcționa până la alegerile generale și funcționează la nivel guvernamental. După alegerile generale vom vedea. Bineînțeles că la momentul actual discuțiile sunt ca și după alegerile generale să se creeze o majoritate împreună cu Partidul Social Democrat, pentru că din păcate niciun partid nu va putea într-un 50% plus 1 din voturile cetățenilor astfel încât să guverneze singur. La cum arată acum singura șansă de la guvernarea liberalilor tot cu PSD-ul. Categoric, da. Tot cu PSD-ul și vom vedea dacă uh, mai cooptăm și alte mici formațiuni pe lângă noi sau uh, doar procentul PSD și PNL va fi suficient pentru asigurarea majorității în Parlamentul României. Bazinul Naționalist uh, reprezentat de aur și cel. Uh ultranaționalist reprezentat de Partidul doamnei Șoșoacă, are acum 25% în sondaje în România și un potențial, dacă e să ne luăm după ce spun analiștii, de aproximativ 30%. Vă, vă sperie cumva? Vă îngrijorează? Ne sperie și ne îngrijorează, bineînțeles, și în același timp, cred că și la nivelul Partidului Național Liberal trebuie să existe o mai mare preocupare de a uh, întări filonul care există, dar Probabil a fost lăsat așa pe locul, pe alte locuri, decât pe, mă rog, să fie prioritar, pus prioritar, să întărim puțin firul acesta naționalist din cadrul Partidului Național Liberal, pentru că, inclusiv prin statut și prin regulament, avem stipulate caracterul național al Partidului nostru, nu știu anumite uh, elemente care țin de familie, de credință, de valori sociale. Cred că aceste lucruri ar trebui să le scoatem mai mult în uh, evidență, să le și arătăm pentru că avem cu ce și cred că uh, în această manieră putem și noi să uh, coagulăm în jurul nostru electoratul pe care din păcate iată aur și uh, partidului șoșoacă le a monopolizat. Care sunt liderii PNL care pot uh, intra pe nișa, să spunem, uh, electorală a aur și pot uh, să se întoarcă de acolo cu niște voturi? Sunt, inclusiv de la nivel județean, de la nivel național, avem uh, colegi care, uh, mă rog, sunt mai conservatori, mai tradiționaliști, mai uh, pro-europeni, dar în același timp și pro-naționaliști. Adică ținem la valorile și tradițiile românești într-un context european. Avem colegi familiști, chiar și eu, eu personal nu vreau să dau exemplul altor colegi, dar eu personal am și cred că mă identific cu anumite valori mai tradiționaliste și mai conservatoare ale Partidului Național Liberal. Și aș putea să le promovez și chiar le promovez, pentru că și eu sunt familistă, am trei copii, cred în Dumnezeu, sunt de religie ortodoxă, practic religia ortodoxă. Cred că putem să ne desăvârșim european în spațiul nostru uh, național. Deci toate aceste, uh, să spun, valori cred că pot fi vociferate mult mai mult de către membrii noștri, pentru că avem cu ce și dacă le spunem, spunem practic adevărul, nu, nu mințim cu absolut nimic, comparativ cu contracandidații noștri sau competitorii noștri care mulți dintre ei spun anumite elemente doar pentru că dau bine la public și văd că spunându-le fac rating foarte mult. Știți bancul ăla cu ai cu ce, dar ai cu cine, ai cu cine, dar n-ai când și așa mai departe. Ați început să căutați, apropo de asta, ați început să căutați candidații pentru alegerile uh, locale și parlamentare în PNL Cluj? Am primit câteva directive de la nivel național, câteva decizii. Până la finalul lunii februarie trebuie să stabilim candidații, de principiu, candidații pentru pozițiile de primari. Acum, având în vedere că Partidul Național Liberal Cluj, din 81 de oateuri, uri deținem la momentul actual 53 de oateuri, uri adică sunt oateuri uri în care noi, Partidul Național Liberal, avem pozițiile de primari, și mai avem încă patru uat uri unde primarii respectivi vor candida în perspectiva anului, anului acest, acestuia, vor candida din partea Partidului Național Liberal. Există și, există și primari PNL care nu vor mai candida pentru un nou mandat? Sunt aproximativ două intenții în acest sens. Deciziile nu au fost luate ferm. Decizia parține, le aparține le lor aparține, sau partidului? Nu, decizia le aparține colegilor primari, pentru că, mă rog, domnile lor știu cel mai bine și își pot evalua starea de sănătate, capacitatea de a performa încă patru ani de zile. Să știți că munca în administrația publică nu este una ușoară, este o muncă uh, care te erodează ca și persoană, este o muncă unde trebuie să te implici. Uh, activitatea în administrație nu are. Uh, doar 8 ore pe zi, ea se întinde la 24 de ore, 7 zile din 7. Este o activitate solicitantă, și din punct de vedere al faptului că trebuie să ai capacitatea să absorbi fonduri, să faci lucruri concrete pentru cetățean. Timpul nu este foarte, foarte, să spun, lung, acela de patru ani să poți să realizezi multe lucruri și atunci trebuie în permanent să te reinventezi, să vii cu lucruri noi, să în primul rând contează și foar foarte mult contează și uh, aparatul de specialitate din uh, din primărie. Iar uh, din păcate și administrația publică se confruntă cu câteva probleme care ar trebui să fie în vizorul uh, colegilor de la nivel central, inclusiv de blocarea anumitor posturi sau, uh, uh, nu știu, eficientizarea aparatului administrativ în general. Ne-am apropiat uh, cu pajepes de finalul emisiunii, dar uh, apropo de efic eficientizare și de uh, performanță la, uh, la guvernare, uh, singur, un singur lucru aș vrea să discut, o, uh, o decizie care a fost luată la nivel uh, național uh, uh, legat de uh, acea impozitare uh, a uh, banilor pe care uh, cei aflați în concediu de boală uh, îl primesc sau uh, cei uh, care sunt uh, cu în, Bolgrave, concedii medicale, așa, da, în concedii medicale, prin noua lege, prin acea ordonanță 115, sunt impozitate cu 10%. Cum, cum vedeți această decizie? Acum, pe, pe de o parte, înțeleg guvernul României și Ministerul Finanțelor faptul că uh, trebuie să caute surse de finanțare astfel încât să se acopere deficitul. Dar cu această măsură, personal, nu sunt de acord. Și eu sunt proaspăt, mămică, sunt în concediu de creștere copil, am fost și eu în concediu medical și știu cât de important este fiecare bănuț în economia familiei, pentru că discutăm despre un nou membru care vine în familie, de costuri suplimentare, de întreținere și tot ceea ce presupune creșterea unui copil. Mă refer strict la concediile medicale care afectează uh, viitoarele mămici. La celelalte concedii medicale nu pot să-mi dau cu părerea, uh, dar în ceea ce privește aceste concedii dedicate sau pe care viitoarele mămici uh, și le iau, cred că este uh, nedrept, mai ales că. Îți iei concediu medical în baza unui contract de muncă. Deci, practic, în spate a existat uh, o vechime în muncă, timp în care tu oricum ai cotizat la stat. Și să nu uităm că în România, uh, mai aproape, aproape jumătate din salariul uh, brut este reprezentat doar de CASE, CASS și de alte taxe care sunt direcționate către stat. Am ajuns pe finalul discuției. Maria Forna, vă mulțumesc pentru mulțumesc și prezența mulțumesc. în emisiune. Continuăm să urmărim prestația PNL și PSD la guvernare și modul în care aceasta se reflectă în sondajele de opinie și ulterior în decizia românilor la vot. Până data viitoare, vă spun, o zi excelentă în continuare.